Numele meu este Dorian Ilie și în cele ce urmează aș vrea să vă spun povestea cum mama mea a murit din cauza incompetenței și neglijenței unui medic de la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Iată care au fost evenimentele. Pe data de 12 octombrie, la ora 7:30 dimineața, mama m-a sunat acuzând stare de rău, dureri toracice, vărsături greață și a zis că cheamă ambulanța să se ducă la spital. Eu locuiesc de 20 ceva de ani în București, mama locuia în Bacău. Am plecat cu primul tren spre Bacău, între timp a ajuns la spital. Mi-a spus la telefon că a așteptat 3 ore în triajul spitalului de urgență de la Bacău, în ciuda faptului că ambulanța a venit și a pus cod 32 de urgență pe fișa de externare care a ajuns la mamă. Ajunsă în triaj, a fost preluată de doctorița Laura Cristina Vrabie, care pe un ton zeflemitor și disprețuitor i-a zis: Doamnă, ați venit aici pentru un durere în gât, lăsați-ne în pace că avem treabă. I-au fost efectuate câteva investigații medicale, printre care și o electrocardiogramă, care fie nu a fost niciodată citită, sau fie a fost citită în mod eronat. Mama a fost externată cu diagnosticul de faringită. I s-a dat un tratament cu Nurofen și cu un antibiotic și a fost trimis acasă. Pe parcursul următoarele 2-3 zile, starea ei a fost una relativ stabilă și chiar ameliorată. Însă 4 zile mai târziu, pe data de 16 octombrie, în jurul prânzului, în timp ce eram în casă, mama s-a așezat pe pat, a intrat în stop cardiospirator. Am chemat ambulanța imediat, au venit, după 25 de minute. S-au încercat manevrele de resuscitare, însă fără de succes. I s-a pronunțat decesul din cauza unui infarct cardiac masiv. Ca atare, medicul a pus un diagnostic greșit, i-a dat un tratament greșit și a fost trimis acasă, de la infarct la faringită. Așa s-a întâmplat la Spitalul Județean Bacău. Câteva zile mai târziu, după ce am ieșit din starea de șoc imediată, am trimis acest EKG mai multor medici, prieteni și cunoștințe cardiologi pe WhatsApp, care mi-au explicat foarte scurt și foarte rapid că EKG-ul respectiv pe care mama l-a făcut în urgență, deci repet, în serviciul de urgență al spitalului, arăta clar un infarct în curs de desfășurare, infarct pe care medicul de urgență Laura Cristina Vrabie nu a fost în stare să îl vadă, să-l diagnosticheze și nici să-l trateze. Este o moarte extrem de nedreaptă. Este o moarte stupidă, este o moarte prin neglijență, prin incompetență și mama ar fi trăit și în ziua de astăzi și ar fi avut zile dacă era tratată corect de către medici pe care noi îi plătim să fie acolo. Nu a fost o greșeală că am uitat să pun o scrisoare la poștă. Nu este admisibil așa ceva, o astfel de greșeală. Cu atât mai mult cu cât EKG-ul arăta un asemenea infarct, cât și simptomatologia cu care ea s-a dus la și-a chemat ambulanța în spital. Dureri toracice, greață, vărsături, dureri în epigastru și așa mai departe. Vreau să se facă dreptate, vreau să
ca responsabili să dea socoteală în fața justiției, lucrurile nu pot fi lăsate așa. Săptămâna trecută am depus o plângere la Colegiul Medicilor din Vaslui și din Bacău, căci doctorița Vrabi este membra Colegiului Medicilor din Vaslui și rog să urgenteze rezolvarea acestui caz inadmisibil și să dea o rezoluție cât mai rapid acestei nenorociri. Mulțumesc!